Continuă seria de lucrări la școala gimnazială Carol I din cartierul Nicolae Bălcescu, acolo unde se desfășoară un proiect integrat, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, vor fi executate lucrări de modernizare în cadrul unității de învățământ, pe de alta la străzile adiacente școlii. Proiectul va fi implementat de firmele Robu Construct și Darkons, valoarea totală a acestuia fiind de 18,4 milioane de lei. În locul sălii de sport dărâmate va fi ridicată o alta, obiectivul fiind cuprins în proiect.